Am mai avut această experiență și la Imaginea Evreului în Cultura Română, să-ți măsori de fiecare dată unghiul de abordare, să cauți tonul cel mai adecvat, să vânezi informația în locurile mai intime, în jurnale inedite, în scrisori, în năraburile vreunui personaj alter ego, pentru ca să poți apoi să procesezi aceste informații în felul cuvenit. Ori aici este umblatul într-un teren mlăștinos, fără pistolă, pentru că nu ai la îndemână cărți, studii la care să te referi. Nu ai cu cine să fii de acord, nu ai cu cine să nu fii de acord. Îți lipsește busola și posibilitatea de a greși este mare. Probabil că sunt greșeli în cartea asta, probabil că sunt unele exagerări, alte locuri unde am apăsat pe frână pentru că nu am fost convins, nu am avut date suficiente și n-am vrut să exagerez. În orice caz, probabil că o ediție a doua, după ce va lua pulsul tabuizării sau tabloidizării pe care o va da societatea, va fi mai completă și mai bună.